Că tot vorbim de vară, mai este foarte puțin până atunci. Am văzut că weekendul viitor o să avem temperaturi de 28 de grade. Ce mai e vară, clar. Fetelor, este timpul să ne schimbăm rutina de frumusețe și să o adaptăm sezonului cald. Cristina Bombeanu o să ne învețe pas cu pas ce trebuie să facem. Bine ai revenit, Cristina! Mulțumesc frumos și bine v-am regăsit! Bună! Așa cum spuneam, rutina de frumusețe și de îngrijire a pielii se schimbă în sezonul cald și aș vrea să ne spui cum îngrijim pielea. Este recomandat pentru tenul nostru să ne adaptăm rutinele de îngrijire la fiecare anotimp. Dacă nu de 4 ori, măcar de 2 ori, pentru anotimpul rece și pentru anotimpul cald, pentru că fiecare anotimp vine cu particularități. Iar, exact, de exemplu, vara vorbim de deshidratarea tenului, pentru că e soarele foarte puternic și atunci tenul se deshidratează. Vorbim de protecție solară, iarăși datorită soarelui avem nevoie de protecție solară. Pe care vorbește lumea că ar trebui să o purtăm, protecția asta solară, tot timpul anului. Exact. Protecția solară e bine de purtat tot timpul anului, cu precădere vara, iarăși trebuie să avem grijă să nu ne pătăm tenul vara, exact, și atunci alegem o rutină pe care să o adaptăm acestor probleme care apar îndeosebi vara. Am înțeles. Bun, păi hai să începem această rutină, da? Pentru a întreține pielea în sezonul cald. Cu ce începem? Care începem ar fi primul pas? Demacherea. Perfect. Și atunci, în sezonul cald, alegem o textură, un demachiant blând cu tenuri și o textură de balsam, așa cum arată colega mea Iulia. Așa cum putem vedea, nu e un demachiant clasic, așa cum știm, este un demachiant cremos, un balsam, pe care îl activăm între palme, da, și atunci îl aplicăm pe tenul nostru. El conține acid hialuronic, că vorbeam că tenul nostru se deshidratează vara și atunci acidul hialuronic ce face? Îl hidratează și are grijă să mențină hidratarea în ten. Și atunci, după ce aplicăm acest balsam demachiant pe tot tenul nostru, așa cum arată colega mea Iulia, și ne asigurăm că tenul este curățat, cu apă sau cu o dischetă demachiantă umezită, așa cum avem acum, da, curățăm excesul și practic lăsăm tenul curat. Perfect. Dacă vorbim de demachiant, voiam să îți mai prezint încă o variantă. Vara e mai important ca niciodată să punem și vitamina C, de exemplu. Vitamina C vara. Am tot auzit păreri împărțite și vreau să ne spui cum stă treaba cu vitamina C. Vitamina C pătează pielea vara, dacă corect folosită, chiar și dimineața o putem folosi. Ea ne oferă strălucire, doar că e important la final să punem protecție solară 50+. Și atunci tenul nostru nu va fi pătat și, de exemplu, putem folosi un demachiant tip pudră, cu enzime, cu vitamina C, cum este acesta. Deci nu pe amândouă. Am vrut să vă arăt două variante. Pentru persoane care vor să integreze cumva acest activ de vitamina C încă din zona de demachere, el se activează cu apă, da, se creează o spumă, așa cum arată colega mea, și la fel spuma respectivă creată o întindem pe ten. Putem avem grijă de o curățare profundă cu o perie, da, astfel încât, la fel, ne asigurăm că ingredientele active sunt bine absorbite de ten și tenul este curățat în profunzime și cam atât la demachere. La primul pas, curățare. Curățare. Perfect. Exact. Asta facem dimineața și seara. Facem, da, obligatoriu dimineața și seara, și chiar dacă nu ne machem pe timpul zilei, sau multe persoane zic, dar dimineața de ce mă mai demachez, că m-am demachiat aseară? Pentru că pe timpul nopții avem particule de praf, exact, avem tot felul de impurități, glandele noastre se baceie și atunci e bine tenul să-l curățăm și dimineața și seara. Bun. După ce am făcut demacherea, venim cu un tonic care are rolul de a închide porii. Mai mult ca niciodată, vara e important să închidem porii, pentru că vara tenul nostru are tendința să secrete mai mult sebum decât pe tot parcursul anului. Și atunci noi vrem să porii noștri să fie închiși și să nu lăsăm sebumul cu particulele de praf să se amestece și astfel încât creăm acnee. Că mă întrebai un pic mai devreme, care ne apar, de coșulețe, mai ales vara. Și atunci alegem un tonic blând, o formulă delicată și, la fel cum face colega mea, tapotăm tenul. Și asta e foarte important, exact. Nu frecăm tenul. În momentul când ne aplicăm produsele, să nu agresăm tenul cu o dischetă, frecăm și insistăm, ci mai degrabă tapotăm și cu mișcări blânde. Perfect. Bun. Am aplicat tonicul și atunci trecem la o formulă serică. Adică un serum, exact, care poate fi într-o sticluță sau în doze de unică folosință, cum este această fiolă cu vitamina C, că tot vorbeam de vitamina C. Avem practic această fiolă, ea este folosită, cantitatea este pentru ten, gât și decolteu. că nouă ne mai rămâne așa și mai folosim. Da, așa exact, nouă ne mai rămâne, mă mai întreabă și pe mine anumite persoane, anumite prietene și zice, m-am dat cu fiola și seara și dimineața. Nu-i bine. Ea este formulată o singură dată și înțeles. Tocmai să o aplicăm pe tot tenul nostru. Bun, aplicăm această fiolă, acest serum. Dacă nu avem o fiolă cu vitamina C, ce altceva am putea aplica? Putem să aplicăm o fiolă cu acid hialuronic, că vorbeam mai devreme exact de hidratare. Mai sunt fiole cu multivitamine, fiole de luminozitate, iarăși e important să avem tenul luminos, pentru că vara, iarăși, nu folosim fonduri de ten grase sau un machiaj foarte puternic. Foarte greoi, da. E bine să avem tenul frumos, îngrijit și luminos și atunci un BB cream și cam asta să fie machiajul nostru. Perfect. După ce aplicăm serumul, da? Care e următorul pas? După ce aplicăm serumul, următorul pas este o cremă hidratantă, o cremă lejeră pe față care hidratează tenul, dar avem grijă la textură. O textură fluidă, așa cum este aceasta pe care am ales-o aici astăzi. Renunțăm în sezonul cald la acele creme cu textură unctuoase, grase. Nu avem nevoie de acest lucru, practic o să ne blocheze tenul, transpirația excesivă, temperaturile calde, tenul va arăta și inestetic și nu ne ajută. După ce ingrediente ar trebui să ne uităm atunci când ne alegem o cremă hidratantă pentru sezonul cald, pentru vară? Păi așa cum vorbeam, spuneam de acid hialuronic, ingrediente de hidratare și practic să citim pe ea că este hydration, nourishing, light texture, în direcția aceasta, cu acid hialuronic, poate fi și cu colagen, de exemplu, ba chiar dacă folosim vitamina C, cum spuneam, vitamina C stimulează producția de colagen natural din tenul nostru și dacă venim și cu un surplus de colagen într-o cremă sau într-un serum, atunci avem grijă să reducem și liniile fine și tenul nostru să fie elastic, că practic asta face colagenul, ne face să fim mai tinere și un ten mai elastic. Exact. Cristina, ce ar trebui să scoatem ce foloseam înainte, să zic, în anotimpul rece și să nu mai folosim vara? La ce ar trebui să renunțăm? Ar trebui să renunțăm la cremele unctuoase, așa cum spuneam mai devreme, genul acela de creme unctuoase, măști la fel foarte hidratante și foarte puternice, retinol, nu este recomandat să folosim. Nu mai folosim retinol vara. Exact, asta dacă ar fi să începem cu ceva, vara nu e bine să folosim retinol, decât dacă este o formulă special formulată și scrie clar pe produs că se poate folosi în toate anotimpurile. Dacă o folosim vara, ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla să ne păteze tenul, exact, să observăm roșia de la contactul cu razele solare, să ne țină tenul, să se roșească, să se irite și atunci ne face mai mult rău decât bine, chiar dacă retinolul e foarte bun și e foarte potrivit, e un produs foarte bun antirid, dar nu de recomandat nu este să-l folosim vara. Ai vorbit și de măști, să scoatem măștile din rutina noastră, dar totuși vara. Scoatem măștile la fel, acelea unctuoase, dar vara putem folosi niște măști cu o textură fină sau putem folosi acele măști de unică folosință tip șervețel. Da, le știu, îmi plac foarte mult. Ele sunt și, au și un efect răcoros asupra tenului nostru și atunci ele sunt, se potrivesc foarte bine. Iar ca ultim pas, tot am vorbit protecție solară și spuneai tu că vorbește lumea că e recomandat să folosim protecția solară tot anul. Chiar acest produs pe care îl arată Iulia scrie și pe el 365 jur. Este practic un produs recomandat pentru tot timpul anului pentru că are un finish mat. Și atunci noi putem să punem fond de ten, BB cream, pudră și produsele au o aderență bună și el este foarte potrivit să-l punem tot timpul anului. Vara ardere aplicat undeva la 3-4 ore, o cantitate suficientă. Cristina Bombeanu, îți mulțumim tare mult. Iulia, ești pregătit acum să te duci afară, să te relaxezi, te duci undeva la o terasă sau unde vrei tu. Are o piele foarte frumoasă. Iulia, îți mulțumim tare mult că ai venit astăzi. Mulțumim, Cristina. Mulțumim și noi, mulțumim. Da.